Evenimentul rutier s-a produs la miezul nopții. Un băiat de 16 ani din localitatea buzoiană Stâncești și-a sunat doi prieteni de aceeași vârstă cu el și le-a propus să îi plimbe cu mașina. Au intrat în curtea unei mătuși și au luat autoutilitara, căreia i-au pus o baterie furată de la o altă mașină și au plecat pe drumul către oraș. Fără permis de conducere și fără abilități, băiatul a pierdut controlul volanului și a intrat într-un stâlp. În urma impactului, mașina s-a făcut bucăți, iar prietenii au fost aruncați din autovehicul. A suit în mașină, m-am dus de vale, era poliția acolo și era și băiatul care conducea, a lui Ciorte zis. Și zic, mă, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Zic, că am luat mașina de la chifa lui Ciupei. E mătușă sa asta. Și e mașina lui Fisu. Și am împins-o din curte și ăsta, la altul Iulica, a avut o baterie. Și a pus bateria și eu am condus. Dar Gabi e rău, a ieșit până geam. Cei doi pasageri au ajuns în stare gravă la Spitalul Județean de Urgență Buzău. A venit acasă, plin de sânge, a stricat la ușă, i-am deschis ușa și l-am întrebat ce a făcut și a spus că a căzut după bicicletă, a mers fără mâini pe bicicletă și a căzut pe spate. Și celălalt, nepotul meu, Iulia, când a venit acasă, tot aceleași vorbe mi-a spus. Când am ajuns la spital, de aici am aflat că de la poliție că este în comă gravă, amândoi. Și am aflat ce s-a întâmplat, că a făcut accident cu mașina. Polițiștii au deschis dosar penal pentru conducere fără permis și vătămare corporală din culpă. Un autoturism care circula din direcția Vadu Paș către Săgeata nu a adaptat viteza de deplasare în curbă, probabil și datorită lipsei de experiență în conducere. Conducătorul auto nu posedă permis de conducere întrucât are vârsta de 16 ani și a intrat în coliziune cu un parapet din șanțul marginal. Tânărul de 16 ani, care a provocat accidentul, nu este la prima ispravă de acest fel. Mătușa lui, mama uneia dintre victime, spune că l-a avertizat să nu mai conducă prin sat. Medicii din Buzău au încercat toată noaptea să-i stabilizeze pe cei doi băieți care au traumatisme la cap, torace și la membre. Unul dintre ei, în stare foarte gravă, a fost transportat cu o ambulanță la Spitalul Floreasca din capitală.